care e faza cu Just Friends, știi? Că mi se pare că se poartă la... <laughs> da, um, Just Friends nu știu dacă există. Uh, o să fiți Just Friends până, nu știu, până rămâneți, până Pup. aveți mai mult, petreceți mai mult timp împreună sau um, rămâneți singuri în aceeași cameră. O să fiți Just Friends. Uh, majoritatea știi din lume și așa zice, bă, dar cum să uh, Fac așa o... Um, o asociere cu, bă, cum să zic o mașină fără să o încerci, știi? Și, și vă spun acum, bă, eu sincer, eu m-aș cumpăra un Lamborghini fără să-l încerc. Dică, mai că bine știu, să te asiguri că e ce pentru troba. Că știu, pentru că știu că, bă, e o mașină bună și e ok, nu, nici mai trebuie să încerc ca să știu că e bună, știi? No, ce faci? Ai scăncep tu? A, ah, <laughs> Păi dă drum. Am crezut că e la mișto, e vrăjală. Nu, mă, dă da serios. <laughs> Salutare și bine v -a găsit la un nou episod de podcast Eclesia Life, sunt aici împreună cu invitatul meu Gabi Timiș, care urmează să mă intervieveze sau nu? Tăiați, tăiați, tăiați. <gir> <gir> salut, salut, Paul. Am văzut că oamenii își dau mâna. <gir> <gir> salut, Gabi. Da, parcă eu trebuie să încep, dar e ok. M am furat un pic. Stă în natura ta. Bun. Vă salut și eu și vă spun bun venit. Aici sunt cu Paul Bandi. Uh, A zis că merită să înceapă el. Știți, uh, Paul, cei care, pentru cei care nu știți, Paul uh, este influencer, uh, este... Ce ești, Paul? Hai zile tu. <gir> sunt un creator de conținut, nu-mi place cum influencer, sunt un creator Am da, de Da, 100.000 de, mii de urmăritori, da. Eu creez conținut, am 22 de ani, sunt din Oradea, provin dintr-un sat de lângă Oradea. Băia credincios. Mă străduiesc în fiecare zi, e un proces de-a lungul vieții, tot ne străduim să, fim, să creștem în fiecare zi în credință și zic ca Domnul să ne la lucrul acesta. Bă, bine ai venit la Eclesia Life, ne bucurăm că ai acceptat să fii cu noi. Astăzi am propus lui Paul să vorbim despre relații, așa că te simți confortabil pe subiectul ăsta? O să vedem, o să vedem Hai. întrebările, da, pot să vă zic că da, mă simt confortabil și vedem. Încercăm să vorbim cât mai liber, cât mai deschis, să spunem lucrurilor pe nume, pentru că n o să le ocolim, să... Am ales topicul ăsta împreună cu cu Paul pentru că mi-am dat seama că el chiar e un reprezentant al generației Z, așa cum este anumită, a generației tinere și uh, n-ar trebui să ne ascundem după perdea sau să, să nu abordăm anumite subiecte doar pentru că, eu știu, uh, ne este mai confortabil. Așa că uh, hai să începem așa mai, mai abrupt. Ai prietena, Paul? Deci Paul Bandin are prieten, atenție. A <laughs> fost așa direct. Uh, ideea, ideea e, uh, de fiecare dată când pun, uh, este, pun să fac Q&A, că sunt cu întrebări, acolo pun la uh, story sau pe unde mai pun, cred că e cea mai pusă întrebare, cea mai populară întrebare, dacă am uitat am prieten, pentru că nu, nu, nu m-am ofișat uh, niciodată cu cineva sau așa și nu. încă lumea e în suspans, încă lumea se gândește, dar nu. Deci pun aici oficial că nu... Deci tu ai 22 de ani și încă n-ai prietenă. Nu am prietenă. Dar cum de... O să vorbim mai, o să vorbi mai încolo un pic, <laughs> dar consider că atunci când vrei să te căsătorești, când vrei ca relația ta să ducă la căsătorie, atunci e momentul să într o relație. În momentul nu vreau să mă căsătoresc de-aia. Încă am zis, bă, mai aștept un pic și încă n-are, rost. Bine, bine, nu vrei să te căsătorești, dar care sunt planurile tale de viitor? Mă gândesc că tu vrei să te căsătorești. Da, bineînțeles. Peste câți ani te vezi căsătorit? Eu zic că la un 25. Până un 25, deci 25, 3 ani mai aveți 20, de așteptat, 25, fetele. Acolo. Uh, o, să, o să încep să mă gândesc. Um, planul de viitor. Planul de viitor pe partea asta mai profesională, o să zic acum. Da, hai hai să facem acum. Povestește-mi un pic înainte despre tine. Zic, bă, ok, no, noi știm. Am început cu... Da, da, da. Am început cu semi-începutul. Cu social media, cu social da? media okay. am început cu uh, 2 ani, în toamna mm -hmm. lui 2020. Atunci am început uh, cu Reels pe Instagram, am început să postez apoi am trecut pe TikTok, ulterior pe YouTube și în toate astea ceea ce am încercat să fac a fost conținut motivațional, dar dintr-o perspectivă creștină. Astea două am încercat să le pun la oaltă și cam pe asta s-a bazat conținutul meu. Încurajare, am avut la un moment dat și o serie foarte lungă cu versetul zilei și încurajări zilnice, gânduri scrise de mine și interesant că Până anul ăsta eu nu prea am vorbit în videoclipuri. Tot ceea ce făceam, mă filmam și scriam, pentru că îmi plăcea să scriu tot felul de gânduri, tot felul de citate care erau scrise de mine, dar așa cu scurte dar cu esență. Și le puneam pe videoclipuri și cam. asta era. Deci, uh, pur și simplu ăsta ești tu, nu? Da, ăsta sunt eu. De anul ăsta am încercat să fiu, uh, nu știu, să fiu mai mult acolo, să arăt mai mult din viața mea personală, să arăt că pă, viața de creștini, viața de pocăit nu e chiar atât de plictisitoare cum crede toată lumea și, și noi putem avea fani și noi putem să ne simțim bine și asta nu trebuie să includă pă, păcatul. Deci cumva a te bucura de viață și... Exact, exact, exact. Și a fi creștin nu se exclud. Da, corect. Și da, doi ani mai târziu, cu aproape o mie de videoclipuri, undeva la 9, 990 și ceva. Restul uh, sunt în edit. Restul <laughs> sunt, urmează să le postez în zilele următoare. Deci în zilele următoare ar trebui să ajung la o mie de, de, videoclipuri postate. Da, planul de viitor, dacă Dumnezeu ajută să pot să fac asta full time, să fiu creator de conținut full time, acum lucrez, asta fac la muncă, sunt video editor, editez videoclipuri și fac uh, marketing, uh, uh, online marketing. Pe asta două se bazează uh -huh. ceea ce fac la muncă. Dar dacă mă așteaptă domnul, aș vrea ca să, să pot să fac asta pentru mine, pentru rețelele mele de socializare, și să fac asta full-time. Asta o să includă, poate pe viitor, conferințe, tabere, podcast emisiuni, nu știu. Urmează să vă, văd, da, mă pasionez foarte mult. Super, e, fain, e faină ideea că vrei să fii acolo, adică ți-ai dorit întotdeauna să ajungi influencer, nu, să fii între tineri nu, nu, sau. Nu, 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 au nu. fost foarte. Uh, random ca să zic așa nu neapărat random uh, o să-ți și cum a început totul și de-abia anul ăsta mi-am uh, mi dat seama pentru că uh, în 2018 am fost, la, am fost la o seară de rugăciune și am avut o lucrare pentru un de lucru și îmi spuneam în felul următor că uh, Dumnezeu are un plan cu mine ceva la care nu mă gândeam. Eu atunci voiam să devin programator, să eram cu informatica, cu calculatoarele, cu astea. Nu aveam nicio treabă cu social media, aveam undeva la prietenii sau la, nu știu, persoane, dar foarte puțin urmăritori. Nu, nu uh, inițiam să. Intenționam să mă duc în zona aia de social media, să mă expun acolo sau așa. Dar uh, Dumnezeu mi-a vorbit și de-abia anul ăsta. Și, și zicea că să mă rog ca vremea aceea să o cunosc. Și anul ăsta. Am zis, uite, asta e, asta e la ceea ce Do Dumnezeu a pregătit. Și cred că asta e. Și încă mai am, am prorocia în telefon, o păstrez aici și o mai ascult din când în când. Uh, pentru că îmi da, așa un. Uh, păi, asta e asta asta ceea ce Dumnezeu a vrut cu. Asta e planul lui pe care l au mm. avut cu viața mea. Cumva, Dumnezeu te-a pus într-o zonă în care pur și simplu te-ai văzut, Dumnezeu mă vrea aici. Da, și a început totul foarte, a -a, așa, random pentru mine. Uh, dar, de fapt, tot a fost. Uh, Plan, planificat. Eu am început să postez videoclipuri așa foarte random. Pur și simplu, mm -hmm. după amiază am creat un videoclip, l-am postat și videoclipul um, o prins, ca să zic așa. Uh, toată lumea era ceva nou atunci, că de-abia se băgase pe Instagram. Și era ceva nou, toată lumea știa că bă, e TikTok da, da, pe Instagram și a fost ceva wow. Și lumea au apreciat, lumea au distribuit și am zis, bă, stai un pic că se întâmplă ceva aici. Și atunci de acolo a început totul, care acum cred că nu a fost la întâmplare. Mm -hmm. Mă bucur că ai venit să povestim, chiar de astăzi am și propus ideea să vorbim despre relații. Și eu lucrez cu tinerii, tu mm -hmm. ești între ei într-o altă formă și într-un fel sau altul suntem conectați. Dar eu mi-am dat seama că deja când am fost ultima dată la Frizer am realizat că îmbătrânesc. <laughs> și că s-ar putea ca bula în care îți să nu fie atât de reală legat de ce-și doresc tinerii, de nevoile lor, de zona asta de relații și de asta am zis că vreau să povestim despre uh, treaba asta, adică oricum, eu, eu am văzut că mai ales social media și tot ce se învârte aici cumva pă, merge în da, zona asta, mulți da, caută tot văd... Toată lumea e acum în zona asta de social media sau în online toată lumea e acolo prezentă um, de aia ne deschide o. Putem să ne adresăm la foarte, foarte mulți oameni. Uh, consider că asta e un avantaj, un bonus al social media. Poți să te adresezi la foarte, foarte mulți oameni, nu ne neapărat să trebuie să poți să mergi și să. Da, nu e greșit să mergi să spui uh, despre Hristos și să vestești Evanghelia la oameni personal pe stradă sau așa, dar uh, cu ajutorul social media poți să te adresezi la o... foarte, foarte mulți oameni, la mult mai mulți oameni. Zine de acolo de unde ești tu, fiecare cu bula lui, dar le spargem astăzi. Care e trendul între tineri când vine vorba de relații, da? Să ne focalizăm. Revenim la, la relații da, așa, la da. relații, Bă, relații băiat, da. fată. Hai să, să o și numim direct așa, exact, nu? Că corect, na. Corect, corect. Așa, prieten ca prieten, da. Ok. Um, deci care ar fi um, um, care e trendul, ce se mișcă acolo? Ce ce vezi tu așa? Da, um, văd un trend um, Tinerii se, se, vor să intre în, relaț în relații de la o vârstă foarte fragilă. Da. Și nu știu, nu înțeleg de ce. De, de, de la ce vârstă toată, ți se pare? treaba asta? Uh, păi acum văd și de, foarte, foarte... De la 14 ani, acum gata. Am relație că uh, vreau eu să am pe cineva care, pe care să de mână și cu care să pot să povestesc și să-i povestesc că... Oh, Când că a dau prea multe teme la școală și că foarte multe uh, lucruri de astea. Da, e frumos să ai pe cineva cu care să povestești, dar nu, nu de la o vârstă. ai 14 ani. Și... Ce... Da, mă, dar dacă îl întreb, zice, am 14 ani. <laughs> adică, tocmai mi-a făcut buletinul. Da. Acum ți-a venit buletinul. Ce prieten, ce prietenă. Nu știu, nu știu, dar e... E ceva... Dar care... spune-le tu să nu le zic e... eu, că eu zice că eu bă... poate zice vreunul că eu o bătrân. <laughs> ce le zice la care au 14 ani acum, dar Așa, fără să-ți dea un follow. Nu, nu are rost. Adică, eu personal nu am văzut pe cineva. Ok, au început relația la 14 ani și o continuă până la. Au fost până la 60-70 de ani. Până și, la și, au trei și au, au trăit fericiți. au um, trăit fericiți până la atunci, Nu, la un moment dat tot o să fie ceva acolo, tot o să se întâmple o despărțire la un moment dat, um, care ai putea să o eviți. Asta e. Și despărțirea implică suferință. Suferință, și... da. Și dacă intri acum pe TikTok, și vezi, mai suferință, numai depresie, anxietate, citat, Dalia, depresive despre relații. E, e o zonă în care am observat chestia asta și de aia am venit și cu. a fost un factor că, bă, am zis, oamenii ăștia au nevoie de o încurajare mm -hmm. în fiecare zi, pentru că dacă dai scroll acolo să există șansă să dai de un videoclip de -a meu și e altceva. Adică uh -huh. te încurajează sau te motivează sau așa, nu vezi numai entertainment sau numai uh, chestii de depresie și de despărțire, de suferință, de astea. Bun, și ce să le zicem la de 14 ani, că n-am 14, 15, mă rog, sau 13, Acuma... că trebuie să-i facem ceva da, cu ei. Eu, uh, eu, cu, eu cu versetele din Biblie. Uh -huh. Toate au timpul lor. Sunt multe versete acolo. Nu stă dragostea până nu vine ea. corect. Uh, orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Așa că concentrează-te pe tine. Poate Dumnezeu îți dă timpul ăsta acum ca să te concentrezi pe tine și pe relația uh, ta cu el. Ca să crești tu ca și persoană, uh, atât profesional cât și spiritual și pe toate planurile. Poate Dumnezeu să oferă timpul ăsta ca, uh, ca, să crești. Așa că nu, nu folosi uh, timpul ăsta împotriva ta. Da, și eu cred că, până la urmă, vârsta de 14 ani sau zona asta adolescenței mm -hmm. e una în care uh, să începi să explo explorezi anumite zone, să crești, să te dezvolți, să citești, poate. Clar, clar. Că, na, până la urmă, vrei, vrei lângă tine ce-ți dorești. Dacă mm -hmm. ești băiat, îți dorește o fată să fie credincioasă, să, să faci treabă uh, bună. Să... Mm -hmm. Exact. Și e ideea asta cu uh, powerful couple. Dar ca să fiți powerful așa, mm -hmm. Și tu trebuie să fii powerful și ea trebuie să fie powerful, așa că prima dată concentrează-te pe tine să devii și apoi caută să intri într-o relație. Și cumva vârsta asta de 14 ani, 13, adolescența și până la, nu știu până unde, naște, ne așteptam neapărat cifre, dar poate până 20 plus, îi adunatul ca da. să poți să gestionezi mai apoi. Trebuie să te maturizezi, trebuie să conștientizez că o să trebuiască să ai grijă și de o altă persoană nu știu, atât pe plan emoțional, sentimental, cât și financiar și toate trebuie să... aici mă refer la băieți că, bă, o să trebuiască să te... să fii tu cel matur și să îți dai seama că, bă, am o persoană lângă mine, trebuie să... Să, să, să dai prieteni. direcție familiei până la urmă, da, să fii gen preotul, fării. exact, da, în casă. Sunt multe chestii care... Cred sunt că, că am putea agi această... aici să vorbim un pic și despre motivația unei relații. De ce să ai un prieten sau o prietenă, nu? Că mă gândesc ok, la 14 ani, bun, vrei să împărtășești, vrei da, să nu știu ce, dar motivația... Uh, care, e... care e motivația corectă, da? nu Motivația din spate... Uh, am povestit un pic despre motivația, că vrei să ai pe cineva da, știu, e frumos, e foarte frumos. E așa ca să ai cu cine să povestești, să ieși în oraș, să te ții de mână. E, da, e frumos. Da, Paul Zim, ce este asta, cum te întrerup? Care e faza cu just friends, știi? Că mi se pare că se poartă la. <laughs> da, um, just friends, nu știu dacă există. Uh, o să fiți just friends până, nu știu. Uh până rămâneți, până mai mult, petreceți mai mult timp împreună sau rămâneți singuri în aceeași cameră, o să fiți just friends. Sau nu, nu, nu știu exact dacă, nu vreau să intrăm în zona asta că o să fie mulți care zic, bă, da, uite, eu mă cunosc cu băiatul ăla și nu a fost niciodată nimic între, noi, dar suntem doar prieteni. Și așa, nu știu zic, până la un moment dat consider că unul dintre ei tot o să... Unul se îndrăgostește și să o Că mi se pare, adică eu spun cum văd eu, de aia te întreb pe tine, mm -hmm. mi se pare că e o minciună așa, un trica da. tric a diavolului care te prinde, da. bă, lasă, că nu, oricum da, sunt noi, nu exp... noi nu explorăm, <laughs> dar e ca și cum, bă, ne mințim da, da, da. că, fapt, de ce aș fi? Acolo consider că uh, există sentimente, dar poate care, care nu, nu vrei să le spui, sunt, există acolo undeva, dar prefer să le ții pentru tine și atunci, ok, suntem just friends. Dar totuși, am putea să-i să lăsăm pe oameni să fie just friends, doar că nu numai unii el și o ia, așa. -i? Eu mă gândeam că să nu-i să nu facem acum să zic ok, dar bine, bine, am 15 ani, no, mă înțeleg bine și cu băiat, e o sfată sau invers, ce facem? Și eu i-am încurajat, adică îi încurajez câteodată pe ok, dar nu fiți numai voi doi. Puteți să fiți just friends cinci și mergeți, mm -hmm. povestiți, mergeți la mec împreună. Nu știu, faceți anumite lucruri că atunci, deja e un pic diferit, știi? Da, da, da. Dacă da, da, numai da. unul și. A da, e, e mai complicat aici. E o zonă periculoasă. Da? Uh, nu știu, depinde de la persoană la persoană. Cred că, după cum a zis, o să, sunt persoane care o să fie și o să zică, bă, eu mă știu cu persoana respectivă de mult și suntem prieteni și niciodată nu a fost nimic între noi. Deci, da, depinde. Nu, nu neapărat, nu zicem noi că nu sunt cazuri. Sau așa îi excludem total. Dar, în majoritatea cazurilor, se întâmplă ca, la un moment dat, unul să simtă mai mult ca și celălalt. sau se... deci, să-și exprime sentimentele. Da, și atunci lucrurile trec da, într-o da, într altă da, sferă. Exact, exact. Da, oricum eu i-am mai încurajat așa pe tineri în poveștile cu unii, am zis bă, măcar dacă sunteți într-un cadru safe uite la biserică sau în anumite uh -huh. zone care poți să te implici sau nu neapărat uh -huh. la biserică și nu sunteți numai voi doi, bă, păi, altceva. Asta nu înseamnă că, ok, dacă-s băiat uh -huh. numai, prieteni, băieți, trăsam că mi-am pus da, ochelari exact. de uh, cadru. Cadrul bisericii este un, un... Consider că e un cadru potrivit pentru a cunoaște mai mult o persoană. Pentru că nu e ca și cum... Uh, merg și abordez random o fată de pe stradă sau de undeva și uh, eu personal aș prefera să, am, să fi avut conexiuni anterioare cu persoana respectivă sau să o fi știut acum de uh, ceva timp dacă mă gândesc să intru într-o relație cu persoana uh, respectivă și consider că biserica este cadrul potrivit prin faptul că vă implicați uh, amândoi uh, sunteți implicați în anumite uh, proiecte la tineret, tabără, misiune uh, sau Așa, da, consider că, da, biserica este chiar un mediu potrivit în care să poți să cunoști mai bine o persoană. Plus că dacă nu ești îndrăgostit, vezi ce trebuie în momentul în care... <laughs> Corect, da, asta e asta e. și... Uh, aici iar intrăm într-o zonă mai, așa, cu sentimentele. Că consider capcana cea mai mare, acum, sunt sentimentele. Da, e ok să ai sentimente, uh, pentru că până la urmă astea țin... Uh, și să continui să le ai, pentru că până la urmă astea țin relația, leagă relația, cum să zic așa, sentimentele, dar prin, consider că principiile uh, sunt și valorile sunt cele care leagă cu adevărat o, o relație și o fac să fie pe termen lung. Hmm. Pentru că da, uh, iubești pe cineva sau îți place de cineva, te face să te simți bine uh, când ești în prezența uh, persoanei, dar când o să se întâmple asta, atunci ce faci? Nu o să mai iubești? Pentru o? că la un moment dat tot poate o să, o să se întâmple și o să fie o ceartă sau ceva și atunci ce se întâmplă? Mm -hmm. Trebuie să, trebuie să experimentezi și, și zona că să vezi cum se comportă cealaltă persoană sub presiune sau când aveți o ceartă sau când nu sunteți de acord asupra unui lucru pentru că da, dacă doar te faci să te simți bine atunci când ești în prezența lui atunci a, a, e periculos acolo pentru Ce că, faci că nu te simți bine? Da? Nu? Că nu totdeauna cel... Dar atunci, dacă, dacă nu te simți bine, atunci a, păi nu... Păi înseamnă, înseamnă, că, în relații, înseamnă, înseamnă că nu e bine. Bun, dar să zicem că la început te-ai simțit bine, după aia nu te mai simți bine. Păi ce facem, nu mai intrăm și ieșim și ne... Păi, Ai ideea, da, e de dacă da, te l condus da, da, de sentimente, da, știi? asta e, asta e ca apucam la da. mai mare, sentimentele. Uh, da... eu, eu am un principiu aici, a fain, care l-am învățat de cursul anilor. Uh, alegerile conduc și sentimentele urmează până la urmă am alegerile am vin am din scriptură din Biblie, bă, sunt principii exact da. ce ziceai tu și sentimentele trebuie să se urmeze că dacă numai după sentimente o să fim un Samson o să fim, iau că-mi place <cute> exact, văzut, plăcut, place, da. trimis <cute> știi, și atunci ce faci când, nu, când văzut și nu mai plăcut <cute> da, știi? da, aici e, e, e periculos uh, zona asta cu sentimentele bazează-ți bazează relația pe uh, principii pe valori Vezi dacă sunteți pe același Și după aia o să fie Sentimentele sunt cele care umplu. Care um, umplu, cumva. Mm -hmm. Fac o relație să fie frumoasă. Exact, exact, mm -hmm. exact. Dar, na, după cum a zis... Pot declanșa că... o relație, chiar cred că o declanșează, dar nu da. o pot susține neapărat. Mm -hmm. Adică nu pot să-ți bazezi toată relația. Da, că, exact. Na, cum te simți. Da, că... pentru că niciodată, sau cu râsul, sau așa, nu o să... Nu o să poți să-ți clădești o familie sau uh, amuzamentul nu rănește familia sau uh, prin faptul că ok, ești amuzant sau că știi să faci atmosferă sau așa, nu știu dacă o să-i convingi părinții să stea fata lor. S-ar putea nici pe ea să nu convingi. <laughs> da. O convingi să iasă la un meg, la suc, la nu știu ce, nu știu cum am cu <laughs> meg <-ul acum. laughs> da, asta e. Paul, ce crezi că ar trebui să știe un adolescent? Da, ne referim acum la cei care își doresc să aibă o relație. Înainte să intre într-o relație. Bă, vrea, își dorește, poate nu o zis la nimeni, dar de ce ar trebui să țină cont? De deci ce ai de sentimente, de principii? Da, Consideră um, consider aici că Prima chestie foarte importantă: să nu uh, ia sfaturi de, de relație de la străini de pe internet, uh, mai ales în special care nu, nici nu sunt creștini și care nici nu primește familia așa cum uh, Dumnezeu a creat o creat-o. Uh, în al doilea rând, să nu intre într-o relație dacă nu sunt pregătiți pentru căsătorie, dacă nu vor să. Ok, nu, nu vrei să te căsătorești cu persoana respectivă. Atunci, de ce, uh, de ce ai intrat într-o relație doar? Așa, am povestit de, deja destul de mult doar pentru că stai cu cineva cu care să ieși, sau așa. Cred că asta și este o o, și o carte foarte bună pe care o recomand să tuturor să o citească. Deci, știut înainte de căsătorie. Și acolo explică foarte frumos, sunt mai multe capitole, și acolo spune: Deci, aș fi, aș fi vrut să știu că um, trebuie să ai. Um, trebuie să te știi cum să te organizezi cu timpul, cum să te energezi, cum să este și un titlu așa mai fan, știi, mi-aș fi dorit să fi știut înainte de căsătorie că toaletele nu se curăță singure. <laughs> <laughs> Sau mi-aș fi dorit să fi știut că intram în ceva serios, un commitment, un ceva. Uh -huh. Eu, recomand cartea aia uh, pe care să o... Și consider că ar fi foarte bine să ai o listă cu lucruri pe care să le bifezi. Uite, asta caut și dacă Cineva zice, dacă un băiat vrea să zică că, bă, eu n-am eu am pretenții sau eu nu am așa un type. Bă, vă zic că toți băieții au un type. Bă, îmi place să fie așa, să fie așa, să fie așa și nu e rău asta, știi? Zine, care e lista ta? Tu la ce? <laughs> okay, ok, ok. Acum, lista lui Paul bandi da? Uh, da. În primul rând să, să fie credincioasă, dacă se poate și mai credincioasă decât mine. Apoi să aibă uh, planul de viitor. Asta e foarte important. Să știe ce, uite, asta vreau să fac, asta și asta, și asta să aibă uh, things going on for, uh, pentru ea. Să aș vrea ca ceva să, să mă susțină în ceea ce fac. Asta uh -huh. e foarte important pentru mine. Să mă susțină în ceea ce fac. Nu neapărat să fie acolo sau așa, uh, dacă nu vrea să se expună, și... dar să fie, să știu că e acolo și. De fie... Să creadă în ce faci tu. Exact, de fiecare nu? dată când. Trebuie să-i cer o părere, sau așa. Să pot să mă duc și să povestesc cu persoana respectivă. Ok, uite, e bine ar fi bine să fac asta. Tu ce părere ai? Um, să fie cu cap pe umer, serioasă, dacă se poate un pic amuzantă. <laughs> amuzantă, da. Să putem să vorbim așa, liber, deschis când e vorba de să abordăm anumite uh, topicuri uh, serioase să fie, să fie, să le putem aborda, să avem o discuție. Deci asta ar trebui să fie și un pic smart. Ce <laughs> s-a întâmplat și. să sau te-ai gândit vreodată că s-ar putea să arunci lista? Oh. Să el ai așa fain și să zici, nu, no, acum nu mai pot cu lista. <laughs> A, nu, 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 nu. Am, am, am 22 de ani. Da. Încă mai pot să bifez cu lista și să văd, ok, nu, Uh, le bifez, I'm sorry uh, dar consider că după cum și-am zis nu vreau să mă căsătoresc acum deci timp mai este uh, se aude, se zice de fapt că și rămân ultimii dar uh, eu chiar cred că la momentul potrivit o să găsesc data potrivită super <laughs> care o să fie match cu lista o să da, eu, și eu, eu cred că s-ar putea să nu găsești exact să fie da, după toate exact. lista acum, ta. Acum nu. Nu vreau să te, te dezamăgesc, dar dacă tu ai credință, why nu not? foarte <laughs> mult, nu foarte mult să. Ok, hai că nu, no, treacă un pic. Uh, să, să nu da. lași de la tine. Unde facem compromisuri și unde nu? Că asta e, cred că, da. întrebarea cheie. Ok, okay că. Mm -hmm. nu, fac, nu, nu fac compromisuri uh, la partea de credință, la relația personală cu Hristos. Ah, că nu prea mergi la biserică, hai mă că e ok și așa. Că nu uităm online. Da, exact. Hai că duminica asta e mai chill, știi? Sau um, tot felul de chestii de astea. Nu, acolo nu. Acolo nu fac compromisuri. Acolo, te rog eu frumos, mă uit acolo la cameră, nu fac compromisuri acolo la, la partea asta. Um, fă compromisuri că poate nu-i place să meargă la uh, munte sau poate nu-i place să schieze sau așa, poate-i place activitățile pe care, le, pe care le faci vara, sau acolo poți să faci compromisul Ok, nu bifează asta, no. a, ah, e ok, e bine și așa, dar uh, na, acolo la prim, primul la punct la relația personală cu Hristos, fii curios, fii curios cât timp petrece cu Dumnezeu în fiecare zi, uh, timp de studiu, timp de rugăciune, întreabă întreabă na, na, comunicarea e cheia, știi? n de unde să știi dacă nu comunicați, dacă nu... Puneți totul pe masă până exact, la urmă. Exact, exact. Eu, știi ce cred legat de lista asta? Eu cred că e foarte important să te uiți și să o bifezi înainte să te îndrăgostești. Da, clar. clar. Momentul în momentul în care te-ai te îndrăgostit. Sentimentele pot să. Iei lista să... și faci avion. Da. <laughs> uh, și aici cum, uh, intrăm în subiectul cum să refuzi. O, uh, cum da, okay, să refuzi. Da, exact. Top, uh, când știi că nu e. Și cred că cea mai. Uh, e bună metodă de a spune stop e. Uh, spune tu spui stop în, sec în secunda 2 pentru că altfel riști să fii cuprins de sentimente și să intri într-o relație pe care de fapt nu o vrei, nu vrei să o ai și după aia o regreți și poate chiar ai ajuns până la căsătorie și tot regreți. Deci, spune stop în secunda 2 dacă uh, tu consideri că persoana uh, aia nu e potrivită pentru tine și uh, cu cât mai repede, cu atât mai bine, mai bine plângi o noapte, două decât o viață întreagă. Cu, cum faci tu când ai refuzat vreodată pe cineva și zi, bă, nu nu se încadrează? Cum ai spus stop? Da, aici există două, există două metode prin care să, să refuzi. Ori se numește ghost. Pur uh, și, și simplu nu mai zici nimic persoane respective. Dacă uh, vorbeați prin mesaje, nu mai răspunzi la mesaje deloc. Dacă vorbeați uh, la telefon, nu mai ridici, și cam acolo se rupe tot. Asta înseamnă că nu am fost uh, fan... Fără explicații, nu? Da, exact, fără explicații și asta e foarte frustrant. Uh, dar nu am fost uh, fanul acestei metode absolut deloc niciodată și m-a plăcut întotdeauna, băi, consider că nu, nu avem aceleași... Și pur și simplu comunicare, comunicare după cum am zis, comunicarea e cheia, vorbiți, spuneți lucrurilor pe nume, uite, asta e unde vreau să ajung... Uh, tu mi-ai spus unde vrei să ajungi, aparent nu mergem în aceeași direcție, sau so... ar fi bine să o lăsăm așa. Deci mergi pe varianta comunicare în da, care să-i spui, da, clar, la clar. telefon sau face-to-face? Uh -huh. -face. Um, depinde, depinde de persoană. Uh, ori mesaj vocal, ori uh, pur și simplu îi scriu în text, sau da, întotdeauna las persoana cealaltă ca să, ca să știe care e situația și să știe că, bă... De, ce deci eu un pare. telefon, îi scriu un mesaj, dragă, tu ești fată cu minte, ești pocăit, ești serioasă, dar uh, nu ne potrivim. nu, că n-are rău să faci vrăjală, știi? Că oricum să prinde sau... La unele merge cu vrăjală și de asta cu zici, oh, ok, știi, ești fată de nota 10, ești ce trebuie, dar bă, pur și simplu nu, Uh, nu, nu, nici nici fanul metodei ălea nu sunt. Pur și simplu spun lucrurile pe nume. Uh, îmi pare rău. Nu. No, simt că nu. Așa. Dacă am fi ieșit în oraș sau așa. Nu, no, îmi pare rău. Am ajuns no, să interacționăm și în viața reală, am putut să povestim. Și aici, iar e o, o chestie mai. Delicată? Uh, nu, delicată, mai. În asoală, că de multe ori. Și o să vorbim mai încolo un pic despre trendul ăsta de abortare, cum abordezi o fată. dar consider că unele persoane ajung să fie în relații în care nici nu știu dacă se înțeleg în viața reală. Sau dacă să povestesc, ajung să fie în online, știi? Și când e în viața reală, bă, nu mai e deloc. Vibe, energie, absolut deloc. nu e muzică pe fundal, nu tu poze, nu <laughs> dar tu nimic. E, e, și cred că asta e o chestie foarte nasoală a băieților din ziua de astăzi. Se că foarte repede, așa. În... Într-o treabă, și după aia își dau seama. Un pic despre... Da, zi, ai zis că. Da, despre trendul de cum să cum, cum se abordezi, exact. Cum, cum abordez? abordezi, La, ok. Abordeaz. Cum se abordează, nu aici, nu zic cum abordez eu. Deci am, am răspuns invers. Cum <laughs> să refuz, dar acum cum să abordez. Cum ok, abordez? ai refuzat, ai văzut că nu-i. Da. Care, care, care e trendul? Acum, deci, acum, să ai peste acum, 20 de ani, sau? Nu, 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 nu intrăm în vârstă și în astea. Ok. Um, deci, să zicem că ea pune o story. Ok, tu îi dai like la story-ul ăla, după aia ea pune alt story. Tu îi dai react acum, știi, sunt șase reacturi pe care poți să le dai la story, alegi unul de acolo, cam ce crezi tu că se potrivește, îl dai, îl dai react. Bun, următorul story, dai reply, îi scrii ceva. Da, mamă, ce ce minunat, ce frumos, ce uh, mă, culoarea să te prinde bine, sau știi? Uh -huh. uh, și gata, deja ești la ea în DM. DM, adică direct message, ești acolo uh, și cred că asta e problema, pentru că nu ești uh, băieții, nu, nu sunt uh, bărbații de care uh, ar avea nevoie, uh, pentru că e atât de ușor, pe, pentru că nu implică niciun risc, nu implică uh, asumare sau... Uh, nu trebuie curaj ca să faci chestia asta, ca să dai acolo un mesaj, consider că o trebuie, nu trebuie pur și simplu scrie acolo sau așa și asta e asta e o, e o mică problemă pentru că e, o deveni foarte lejeră treaba asta, pur și simplu tu poți să stai în pat, chill și poți să fii la 10 fete în DM acolo cu mesajul tău știi? Și... și vezi care prinde, nu? <laughs> Corect! Uh, și cred că aici, aici e o mare problemă, pentru că pe vremuri îți trebuia curaj, îți trebuia să fii ok. Cum și mă, nini ajungeai la fată până nu la tată. Adică, bă... Exact, trebuia să... știi Bine, mă rog, mai sunt excepții. Să știi ce zici, să fii coerent în vorbire și să-ți asumi. Ok, mă duc la ea. Aici e o chestie de asumare. ok, dacă mă refuză, știi? Ok, să știi să accepți un, refuz. Asta era, asta era pe vremuri. Acum tot ce poți să zici e sin. Asta da, e. Pur și simplu ți-a văzut, uh, ți văzut mesajul și nu a răspuns. Cam, cam asta e tot. Uh, și de aia trebuie să trebuie să facem ceva în privința asta, să ieșim din zona noastră de confort, să ne asumăm, să uh, lăsăm telefonul și să încercăm să abordăm în real life, că ar putea ne ajută, ne crește stima de sine, ne crește... Da, e foarte tare ce zici, că eu, eu văd o problemă aici, noi nu mai facem da. armat, adică mă refer la băieți uh -huh. acum, știi, cumva poți să fii așa da, 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 da. foarte chill, cum ziceai, și nu, da. până la urmă, ea ca și uh, soție, viitoare soție, are nevoie de cineva care să ia decizii, Klar. care să-și asume, care Klar, să zică, ok, da. mergem pe aici, decizii uh -huh. pentru viitor copiilor lor. Cred, acum, Ana, nu știu, tot să-mi spui și tu dacă e așa sau nu, dar eu cred așa că ai. o fată să uită, bă, vreau să văd, mă căsătoresc cu ăsta, îmi place, mă gândesc, am o familie cu el da, și cumva nu, anticipează, bă, poate exact. băiatul ăsta sau nu poate, adică ce exact. face, dacă și... tot ziua pe filme, pe... ok. Da, totă ziua pe canapea, la Netflix, astăzi e... Uh, lejer. Da, consider că aici e o problemă, dar um, fetele uh, Chiar să uit la, la chestia asta. Mm -hmm. Cred cu tărie și 100%. Nu există fată care nu se, să nu se uite, ok, um, pot să-mi fac un viitor cu băiatul ăsta, pot să-mi fac o casă, ca să zic așa. Um, sau, nu știu, mă simt, pentru că fetele au nevoie de, caută protecția aia, ok, trebuie să, trebuie să mă simt în siguranță uh, cu el și atât pe, pe, pe orice plan. Trebuie să simt că e safe. Și tu ca și uh, bărbat trebuie să, uh, trebuie să asiguri această siguranță. Trebuie să asiguri atât financiar, uh, trebuie să uh -huh. fie acolo uh, pentru că pentru că ea să poată să aibă grijă de copii și alte uh, lucruri. Care deci ați, revin a, ați auzit băieții care vă doriți da, o relație da, da. contează da. și contează și partea. Da, și vorbeam la început focusează-te pe tine pentru că uh, în momentul ăsta, nu o relație dacă nu te gândești la, la căsătorie sau la ceva serios, uh, maturizează-te și încearcă să crești pe toate planurile ca să devii tu uh, ca să devii tu acolo, să fii top și uh, după cum am zis, să poți să ai grijă și de o altă persoană, să ai siguranța uh, aia de care ai nevoie și atunci intră, poți să intri în uh, niște dintr-o relație. Paula, am mai zis o chestie. Mulți băieți se, care sunt cu dar mm -hmm. parcă totuși să uit, am văzut pe fete mai puțin cu minți, cu ghilimele. <laughs> sau invers, da. fete pocăite, nu știu creștine, credincioase, dar bă stai bea fain, mă că nu, no, mm. să mai droghează din când în când. Da? <laughs> sau mere pe unde nu e ok. Sau, uh, Ce se întâmplă de fapt e, în spate? Aici e. Uh, consider că uh, mult mai mult se întâmplă la fete treaba asta. La băieți nu nu prea. Uh, nu nu zic că nu există cazuri, bineînțeles, dar statisticile arată altfel că fetele mai mult în mai mult fac uh, compromis pe zona asta. Da, exact. Se uită după uh, mai băieți puțin cu minți. mai puțin cu minți. Exact. Bad boys. Aici iară intră într o zonă mai periculoasă pentru că crezi tu și deși pare el cu minte, că la asta te gândești, știi? Poate da ai e ea cu minte, știi? Sau e, nu, e fată cu minte, dar principiile și valorile pe care le are și așa nu se nu asociază deloc cu ce, trebuie să, cu ce trebuie să aibă sau cu ce ne prezintă, ni se prezintă în scriptură sau așa, știi? Nu, n-are nicio treabă, dar bă, iau că e bea cu minte. Sau asta cu lasă că îl sau o pocăiezi pe uh -huh. ea, știi? Și poate că uh, există Uh, treaba asta, deși, cred că se pot numera pe degete, dar sunt foarte puține cazuri când, bă, chiar s-o, uh, persoana cealaltă s-o, s, uh, s pocăit și o mers relația și tot a fost ok, dar majoritatea, majoritatea, nu știu, 99% sau așa, uh, dau fail relațiile astea, pentru că, bă, tu nu poți, dacă persoana uh, respectivă s-o uh, întors la Cristos sau așa, numai pentru tine, că, bă, Aș vrea să intru în relație, cu tine, bă, așa că știu că nu, ești fată crincioasă și ești fată bună și ai crescut în adunare. Um, dar nu, nu, o să, pentru că la un moment dat o să fie așa, ok, hai că duminica asta mai stau acasă, știi, nu mă mai duc la biserica asta. Bă, dar numai, numai acum, știi, numai acum. Sau nu mai mergi la programul de seară sau așa. Și încet, încet, încet încep să o cu biserica și încep să recești relația ta cu Hristos și după aia relația așa și Downhill. În da, o practic să se împlinește. Na, nu poți face o relație între întuneric și lumină, pentru da, că. Scrie acolo foarte. Nu vă înjugați la un jun nepotrivit cu cei necredincioși. Necredincioși ce treabă are lumina cu întunericul. Și cred că putem da. să o numim așa deschis, adică, nu, când vorbim necredincioși ne referim oameni care practică credința lor. Că, nu, de credincioși toți sunt credincioși mm -hmm. într-un fel sau altul. Adică, nu nu știu, mi se pare că mulți, pentru mulți credința, bă, eu cred că pot, eu cred că sunt deștept, eu da, cred da, că, da, A, da, da. ah, păi eu cred că este cineva acolo sus și uh, este, avem noi un tată în uh -huh. ceruri și ne mai rugăm la el când avem o problemă sau când avem o, un caz de boală sau așa, știi, ne mai rugăm la el, dar asta nu neapărat că -i, pentru că uh, România, una dintre cele mai creștine țări din lume, normal că zici, dacă te întreabă cineva, ești credincios? Da, normal, sunt credincios și am crezut într-o biserică, am participat la fiecare sărbătoare, la biserică, la liturghii, la tot. Normal, bineînțeles că sunt credincios, Dar nu ai nicio treabă cu biserică, nu ai treabă ce, cu... zice Iacov? Credința fără fapte e moartea, știi? Că ceea ce activează credința ta și cum îți dai seama dacă ești sau nu credincios, bă, trăiesc cu adevărat. Am fapte. Faptele-s roada credinței. Degeaba eu zic că... Eu sunt milionar, dar îți arat contul și vezi numai 3 ori. Da, da, da. Să vezi, dacă se uite ceva la tine, vede că îl vede, vedem pe Cristos Exact. Asta mm -hmm. e. Pentru că noi nu mai suntem. N-ar mai trebui să fim noi, ci ar trebui să se vadă Cristos în noi. Și, și cred că de, de aspectul ăsta ar trebui să țină cont orice fată sau orice băiat care vrea să intre într-o relație. Bă, stai un pic, da. hai să verific. Că după aia, dacă te-ai îndrăgostit exact, deja. Exact. Da, după eu cred ai, că ești legal la ochi. Oh, da, da, da. Și după cum am zis, capcanul cea mai mare. Sentimentele astea pot să. Poți să, ok, clădești ceva, dar nu o să dureze dacă e doar pe... doar, dacă e doar pe sentimente. Trebuie să fie mai, mult mai multe la mijloc, trebuie să fie un o miză mai mare acolo. Mm -hmm. Paul, crezi în dragoste la prima vedere? Nu, nu cred în dragoste la prima vedere, pentru că prima dată tot ce poți să faci, e de ce să te îndrăgostești, e cum arată, e aspectul fizic să zicem că, ok, dragoste, la prima vedere, zicem că atunci o vezi prima dată pentru, pe o persoană, pe cealaltă persoană. Deci, maxim poți să te îndrăgostești de aspectul fizic. Îți plac ochii, îți place cum zâmbește și cam atâta. Dar nu ai apucat să vorbești cu ea, să vezi ce principii are, să vezi ce, cum gândești sau dacă e serioasă sau așa. E... Deci nu, nu prea cred în dragoste la prima vedere. Gary Chapman, unul din autorii care eu îi apreciez mult, uh -huh. cele cinci limbaje ale iubirii, zice la un moment dat despre îndrăgostire și dragoste și face uh -huh. diferența aia foarte faină între spumă și lapte. Știi <laughs> că îndrăgostirea e acel moment în care, adică e comparată cu momentul în care laptele pus pe aragaz uh -huh. și fierbe și se face spuma aia care dacă lași, la un moment dat dă peste oala respectivă. E, dar după ce ai stins aragazul, aia. focul, aia... Wow. Aia de fapt, pare, da. ce se întâmplă la prima vedere, aia de fapt uh -huh. starea de îndrăgostire. Exact, exact, exact. Da, da și... te faci, te simți bine, e ok, îți dă, mai dau fructul în stomac, te um, Dar da. nu poți să măsori cantitatea de lapte după nivel de spumă. <laughs> Așa că nu poți măsura adaparat, bă, cât de adaparat. mult te iubesc, că Uai, ce da. mult eu țin, ce nu mai după, pot. Da, după cum am zis, da. da în, în realitate, dragostea îi până la urmă o alegere și acolo trebuie să ajungem, da sentimentele mm. pot declanșa e normal să-ți placă, nu cred dar, apropo, nu cred că ar trebui să începi o relație dacă nu-ți place fata, nu? Da, clar, <laughs> e clar. aici nu Ai întâlnit Au, cazuri eu iau, uh... o iau numai după principii da, 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 uh, pentru că până la urmă asta trebuie să-ți placă și aspectul fizic și așa cum arată și nici ești curios de restul dacă nu-ți place. Da, nu? exact, exact. Acolo, uh, nici mai uh, dacă nu-ți place ție, nici mai trebuie să-l întrebi pe domnul sau așa, <laughs> da. știi? E, adică bă, pentru ce? Da, exact. Nu-ți place, nu-ți place, ok. Caută una care-ți place și... Da, apoi verifică, nu, nu aici iar, nu nu doar după aspectul fizic. Da, de aia însă... Biblia ne dă libertatea în căsătorie, alegere, în, da. în Domnul, doar că exact, trebuie exact. să ți de principiile care le da, duci corect. cu tine. da. Pentru că era o întrebare și zicea, ok, dar Domnul cu cine vrea să mă căsătoresc? Și răspunsul e cu oricine, doar că acea persoană să aibă o relație personală cu Hristos. Și după aia, aici, consider că Dumnezeu ne-a dat destul de multă libertate aici. Ok, să, a, să fie blondă, să fie brunetă, să aici... Uh, poți să alegi tu, dar e foarte important să ai o relație uh, personală cu Cristos acea persoană. Și să fiți cumva în aceeași direcție, nu? No? Eu cred da, că da, e crezi. importantă și școala, am... adică, ok, una A, cu două, două clase și unul cu doctorat, adică <laughs> la, ce facem? Îi da. distrugem, uh -huh. <laughs> nu prea ai șanse, adică, nu, no. chiar dacă. Trebuie să nu concide și, și, și. de... Te poți îndrăgosti astea. fără astea, dar uh -huh. nu știu dacă poți. Adică eu nu cred că poți zice o relație, nu știu. Aici depinde de la persoană... La persoane, nu le băgăm toate în același joală, pentru că să o o să fie o să zic, bă, la mine au mers, știi? Sau așa. Dar... Excepțiile este... sunt excepții, nu? Da, exact. Mai Paul, ce mai vrut să te întreb? Vreau să, să vorbesc dincolo de dragostea asta la, la, prima vedere. Mă gândeam la, la ideea de bărbăție, la, la povestea asta care mi se pare mm. mie, acum nu știu cum o vezi tu, adică mi se pare că generația voastră ai nevoie de un pic de, de curaj, adică. Oh, da, 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 da. Ai zis tu a... că se ascund în spatele telefonelor, <laughs> da, nu știu exact, ce. Exact. Da. Și cam asta ar fi. Uh, nu, nu prea poți să-i ajuți. Cu tot ce poți să-i ajuți, sunt doar niște sfaturi pe care poți să le dai și zi, să le zici, uh, fraților, ieșiți din zona de confort, ieșiți de acolo, din. Uh, ok, abordez fete numai în online sau așa, lasă telefonul, încearcă să abordez o fată în real life, dar asta e, nu, nu prea poți să să-i să transform tu din băieți să fie bărbați, ca și cum, ca și să-i tratezi ca și pe copii care ar avea nevoie de ajutor. Ei trebuie să ia singur decizii și aici nu vorbim numai în, în despre relații, în zona relațiilor, ci absolut în orice. Tu trebuie să mergi acolo și să uh, faci să-ți asumi riscuri, asta e asta chestia, să-ți asumi riscuri, uh, ok, pot să primesc un refuz sau să mă refuze ok, cum, cum mă uh, comport sau cum. Mă, mă... Ei, apropo, cum gestionezi un refuz? Da? Te refuză. Tot okay. da, exact. vezi că e frumoasă, e pocai, trebuie să mergi la aia. Ce faci când te refuză o fată? Tu ce ai făcut? N -am nu, pur și simplu am trecut peste sau nu. Nu te, Ci, nu te blochezi acolo? Nu, nu, de asta seama cum te blochezi acolo și asta e chestia de la care poți, poți să pornești. Ce uh, ar putea merge prost? Ce s-ar putea întâmpla cel mai rău? Cel mai rău ar putea să, zi, să spună nu și gata. Uh -huh. Atât. Efectiv atât. Nu, nu există, vai, domnule, ce repercursiune ar putea să uh, apară sau așa. Nu. Pur și simplu ar putea să spună nu. Tu, move on with life și cam. Asta e, nu, nu trebuie să te blochezi acolo. Dar trebuie să ieși din zona de confort, trebuie să riscuri, uh, pentru că asta te învață să, nu știu, să, te ajute să crești. Te aștept foarte mult să crești. Uh, pentru că e important este să pleci cu o lecție învățată din absolut orice. Da, până la urmă, dacă ai fost într-o relație și nu a fost potrivită sau da. uh, ai încercat da, exact. să intri și, pă, dacă nu ți-ai învățat pleci, lecția, s-ar putea să faci acolo. aceeași greșeală. Da. da. Că... Trebuie să identifici problema și să, o, și să găsești o soluție la ea. Uh, Aici ai 22 de ani. Ai o, nu știu, o întâmplare nasoală așa, când vine vorba de relații care vrei să o împărtășești <laughs> cu prietenii tăi? Uh, uh. Sunt mai multe. Mai multe Sau una amuzantă. Și una, una așa, una invers <laughs> Deci, eu, după cum vă ziceam, că există partea asta cu. Uh, chestia asta cu gust. Uhum. la care eu n am fost fan niciodată și consider că nu ar trebui să se practice sau nu știu cum a venit trendul ăsta, ok, îi dau Nu mai răspund absolut deloc de la mesaje, nu mai ridic la telefon, și cam acolo, gata, el pleacă sau eu mă duc în. Uhum. Și cam așa, și am pățit eu. Am pățit o chestia asta. Și atât am fost de frustrant Vai. pentru că nu știam motivul pentru care. Ok, dar spune motivul ca să, să văd, să identific mea. problema. Problema a fost la mine sau. Da, pur și simplu a fost așa, primit ghost total. Ne răspuns la mesaje, am mai sunat de câteva ori în săptămâna aia, nu știu ce a fost <laughs> în capul meu, <laughs> am mai sunat, nu au ridicat uh, și cam acolo s au încheiat tot, știi? Și încă în ziua de astăzi eu nu știu motivul pentru care. Și, na, e atât de frustrant, mai ales în perioada acum am trecut în, în von. A, e, n-a fost să fie, dar uh, e mă că nu știi care e motivul și nu poți să-l. să știi dacă la, la tine a fost problema uh, sau la uh -huh. cealaltă persoană a fost problema. Ah. Și una amuzantă? A, asta a fost nasoală sau amuzantă? Uh, a fost nasoală, bineînțeles că a fost nasoală, că a fost uh. tristă. Uh. Bine, acum devine amuzant. Nu, <laughs> da, acum e, acum da. pentru mine amuzantă, da. Dar a fost o lecție învățată și, important, am plecat cu o lecție învățată din asta. Um, ceva mai amuzant. Hmm, să mă gândesc. Ideea e că eu niciodată nu am. Eu, eu pot să zic așa oficial, oficial, cu acte în regulă, ca să zic așa cu acte în regulă. N-am fost până acum nici într-o în relație. Deci cumva nu mai început, ai văzut? Și... Uh, da, dacă mi-am dat seama pe parcurs. Sau niciodată nu au fost și cred că cu siguranță a fost planul domnului ăsta. Uh, uh. Pentru că întotdeauna o trebuie să fie ceva. întotdeauna nu, nu, nu au fost toate lucrurile cum trebuie. Bă, întotdeauna o să fie o. o, o fost ceva, o, o mică problemă acolo, ceva care nu. Hmm. Uh, dar întotdeauna s-a întâmplat chestia asta. Și. Uh, cred că. Dumnezeu, mă zis, bă, nu știu, prea de vreme sau. mai așteaptă sau mai stai un pic că mai avem de lucru. Uh, dar niciodată nu am fost. nu m-am afișat cu o fată sau așa să zicem oficial nu suntem într-o relație sau nu, nu, pentru că nu, nu s-a întâmplat pentru că nu s-a întâmplat mm -hmm. lucrul ăsta nu a fost așa oficial în, în nicio relație hai să luăm un, o, un studiu de caz facem un pic de cazuistică <laughs> okay. da, luăm un, un băiat șofat da, da, 20 și un pic de ani să zicem sau așa. mă rog, Aha. vor să se căsătorească, au Aha. planuri serioase amândoi îi să îi tot ce trebuie, părinții de acord toată lumea e fericită Până unde ar putea merge într-o relație cei doi? Marea întrebare a eu, tine. Eu, eu zic că uh, ar trebui să fie să intru într-o relație maxim, maxim, 2 ani. Uh -huh. Asta să fie, ok, în doi ani mă căsătoresc. Da, asta să fie maxim. Uh, pentru că, bă, e greu. E foarte, cred, cred lucrul ăsta că e foarte greu. Nu știu, să își pună niște boundaries, niște bariere. Mm. Ok, și zici până, până aici. Să stabilească atât, limitele. Să sta, sta, Stabilească limitele, cred că asta e cel mai important. Ok, până aici avem voie, de acolo nu. De acolo, dacă mă vezi că ceva dă o palmă și îmi revin, știi? Da, dar cred că asta e, asta e foarte important. Dar până la urmă sunt lucruri care Dumnezeu le-a pregătit ca o binecuvântare. Adică, nu fiecare băiat care nu-i căsătorit și fată care nu-i căsătorită și îndrăgostită, normal că-ți dorește să exploateze, să exploreze, mai Doar, bine zis, zona asta, da, intimității, da, 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 a de mână, să uhum. ruși așa mai departe. Da, da. Dar asta, de fapt, e începutul a da, ceva. Știi? Exact. Și atunci... A... Timp de pupat și timp de ținut de mână, o să ai toată viața. După cum am zis, poate Dumnezeu îți dă timpul ăla acum să conștientezi pe relația cu el. Dar uh, și dacă ai intrat într-o relație și urmează să te căsătorești, uh, ține cont de... Că ar fi păcat, nu? Ar fi păcat. Da, că până la urmă asta te... Tu, tu prin asta poți alege bine cuvântarea sau blestemul exact, exact. pentru viața ta. Adică exact, noi avem niște exact, principii exact. care le-a lăsat Biblia, scrise clar, uh -huh. știi? Uh, Dumnezeu interzice relațiile uh -huh. intime înaintea căsătoriei și uh -huh. tot ceea ce poate duce acolo. Adică de ce să măr pe un drum care știu că mă duce în zona aia, știi? Da, exact. Și aici e o chestie uh, super, interes uh, super interesantă. E o chestie la care mă tot gândesc, pentru că uh, majoritatea știi din lume și așa zice, bă, dar cum să uh, Fac așa o... o uh, asociere cu, bă, cum să zic o mașină fără să o încerci, știi? Și, și vă spun acum, bă, eu sincer, eu m-aș cumpăra un Lamborghini fără să-l încerc. Dică, mai că bine știu, să te asiguri că e pentru, ce pentru că știu, pentru că știu că, bă, e o mașină bună. Și e ok, nu, nici mai trebuie să încerc ca să știu că e bună, știi? Avem atâtea motive pentru care Dumnezeu o lăsa legea asta, deci tot mm -hmm. universul ăsta funcționează după legi atât de bine stabilite uh, și uh, soarele și luna și mișcările mm -hmm. și toate astea, da, 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 știi, da, da. Și... și cred că e tot el o dat și legea asta, da? fiecare mm -hmm. cred că e, uh, e cel mai frumos cadou pe care să poți să-l oferi celelalte persoane. Mm -hmm. Asta, să te asta păstrezi pentru te păstrezi. cea care îți va fi soție da. și tu, pentru dacă ești fată, pentru cel care îți va fi mm. soț. Da, da. E o adevărată binecuvântare care claro. poți să o duci mai departe în, mm. în căsătorie. Mm. Și cei care au eșuat sau poate că au greșit, cred că Dumnezeu poate să ierte până la urmă, că trebuie să fie speranță și pentru ei. Ideea e să fie regret și da. căință, întoarcere da. și să, să nu mai faci, să nu mai repeți aceleași greșeli. Da. Trebuie să spunem da, și asta acum. Da, no, clar, nu no. ne ascunde să zicem, exact, asta exact, e idealul, exact. dar... Asta ar fi idealul, dar dacă s-a întâmplat... S -n, s -n, să nu mai faceți, mergeți exact. la consiliere, găsiți-vă, <laughs> nu știu... Da, eu încurajez chestia asta, să găsești Aha. pe cineva mai matur spiritual, exactly. să mergi, să te ajute, e să, foarte să și... treci pe asta, asta <laughs> să nu rămâi acolo. A, clacat-o, anyway, mai mi-e un prieten, mai clachezi odată și așa mai departe. Și în decursul ăsta la doi ani, am avut ocazia să vorbesc cu foarte multe persoane foarte multe persoane și atât cunoscute cât și foarte multe persoane care uh, mi-au scris și îmi povestit povestea lor de viață sau prin ce trec acum uh -huh. sau așa pentru că e foarte ușor să povestești să-i spui unui străin chestia asta să povestești cu el care nu știi că e credincioși și așa și s-ar putea da sfaturi uh, bune, așa că și acum am foarte foarte multe mesaje la care încă n-am apucat să răspund dar în fiecare zi uh, mă străduiesc să mai răspund din ele în care să dau un sfat, în care să încurajez o persoană pentru că e, e nevoie, e nevoie mare acum în, orice, în orice privință. Nu ca aș fi eu cel mai expert și tot timpul spun chestia asta. nu că aș avea, am 22 de ani, nu pot să zic că, vai domnule, până câte am trecut și până ce sfaturi pot să îți dau eu de -alea life changing, dar sunt foarte bun la empatizat, sunt foarte bun la uh, empatizat, să mă pun în locul tău și să spun ok, ce-aș face eu dacă aș fi în situația ta? Asta și Ești că... acolo? adică... Da, sunt acolo, și știi asta... cum e. N-am nevoie de cel mai tare medic să mă salveze dacă nu, dacă am <laughs> acolo unul care nu știe, dar da. îmi dă mâna și mă ridică. Exact, exact, exact. Da, de-aia, te -a pus Dumnezeu, adică ai ajuns într-o chestie între mm -hmm. oameni care te urmăresc. E important să le spui ceea da. ce poate să-i schimbe până la urmă și poate să le salveze amin. viața, căznicia și amin, amin, amin. Tot, tot ce trebuie până la urmă ce am mai vrut să abordez cu tine înainte să închem uh, podcastul nostru. Uh, am văzut sau nu știu, mi se pare mie că. sau, hai să o luăm altfel. Crezi că situația financiară influențează relația? Adică, fetele se uită doar dacă, după anumiți băieți, doar în funcție de zona asta financiară? Eu cred că toate fetele țin cont. Păi, trebuie, trebuie să fie un pic că nu. Nici nu-ți vine să-ți zici pe unul care stă tot ziua la Netflix și nu lucrează mm -hmm. și nu-i place să muncească, și e puturos și nu ar face nimic, ar sta și așa. Nu cred că e ceva ca la care fetele se uită și fetele urmăresc chestia asta, bă, îl iau pentru că, așa, nu, cred că cred, contează. Nu știu în ce, în ce mare măsură. Dar cum... undeva pe listă și asta, da, trebuie să clar, apar. clar, e undeva pe listă și starea financiară și cred că fetelor le place să ai things going on pentru tine, să ai planul de viitor, să știi ce faci, uite, într-acolo mă îndrept, pentru asta muncesc, pentru asta lupt ca să ajung acolo unde mi-am propus, am niște obiective, am niște goals, vreau să fac asta și asta. Cred că asta e, e așa, e green flag. Green flag, mm -hmm. adică, bă, da, băiatul ăsta. Dar, ca să nu faci nimic, să stai numai așa, să. ok, lasă Treacă astăzi, vine și ziua de mâine, nu cred că e ceva. Um, vorba, acum. Um, posibil ca banii să nu cumperi fericirea, dar sărăcia nu cumpără nimic. Good point. <laughs> deci about Da, într-adevăr. Am vrut să vă discutăm asta în ideea în care să demontăm anumite mituri. Oh, da, ei da, da, sunt dar. Da, da. Nu, până mm. la urmă vrei să ai pe cineva lângă tine care da. să facă treaba și invers. La care este și... simți siguranță? Că corect. Oamă, și, a -a și siguranța financiară da, are, și siguranța are rolul e ei. În siguranța aia mm. pe care ți-o dorești. Da, unul din echipa noastră de la Eclesia, un, uh, Mitru, zice la un moment dat, zice, băi, când, să te, când ești pregătit pentru căsătorie? <laughs> Știi, ne avem Q&A la tineret okay, și, okay. da, asta e zona lui favorită. <laughs> el, el, zice, băi, momentul în care poți... Nu e asta, după podcastul ăsta poate îi <laughs> <aportez> mai multe. Eu <laughs> până acum nu prea am făcut-o, că am zis, n am relație. Poate da, asta e un pic că na, nu poți să nu vorbești doar pentru că nu ai. Atunci da, noi exact. mai putem predica despre moarte. Că n a murit frate. Adică, point, și n-am zis să eu, să lui să argumenta așa da, poziția, da, 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 că da, 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 nu da. era căsătorit până la uh -huh. mai mulți ani, 40-50 de ani și nu. Și apropo, colegul meu zicea la un moment dat. băi, în momentul în care poți să întreții financiar, să. Duci familia să fie acolo, înseamnă că te poți, te poți ocupa. Și asta, da. automat, te demontează dacă ești la da, 14-16 ani. la. Da. 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 Mă rog, poate mai mai de ăștia care fac bani din da. social media da. acolo, deși a cred că trebuie să o luăm. Dar sunt puțini, da. știi, care da. ajung acolo. Da, da, da. Știi? Deci, importantă N -n 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 și la asta. În România. Da, în România mai mai complicat. Mai complicat un pic. Da. Paul, dă-ne un sfat așa, adică bă, o chestie de final așa, la băieți, la fete care au fost cu noi, care, sau poate la părinți, nu știu, sigur să uitați și părinți la podcastul ăsta și zic, bă, hai să văd eu cum e cu relațiile, ce zic, ce zic ăștia mai tineri, știi, că na, important și pentru părinți și pentru, dai da, să-l opărând, părinți și uh, băieți și fete care au urmărit până la final. Cred că... După cum am zis și la început cu, cu versetele alea, îmi plac mult versetele alea și cred că alea le-aș mai repeta încă o dată, nu strâni dragostea până nu vine ea, poate Dumnezeu ți-a dat în momentul ăsta nu-l irosi focusează-te pe tine, concentrează-te pe tine ca să crești pe toate planurile și apoi gândește-te ca să intri într-o relație, dar prima dată gândește-te la relația ta cu Dumnezeu, întărești o în fiecare zi, încearcă să crești pe partea profesională, să fii acolo cap și nu coadă uh -huh. și apoi gândește-te la, la căsătorie pentru părinți. Deci un sfat de la un reprezentant al generației <laughs> pentru părinți, de adolescenți, de tineri, nu știu. Fiți mai răbdători cu copiii. Fiți mai răbdători cu copiii. Um, încercați să înțelegeți. Pentru că e o generație cu, așa, cu o mentalitate, pot să zic, mult mai diferită. Uh, dar încercați să înțelegeți și încercați să-i susțineți. La început, uh, ai mei au fost așa foarte sceptici în privința asta cu social media și uh, tot ce înseamnă că... Dar și eu, uite, uh, că uh, um, chiar suntem la povestea asta cu relații și am, zis, uh, am avut o... am gândit eu la un moment dat, uh, nu foarte de mult timp, și am zis, ok, dar ajung și eu pe la un 24-25, și mă întreabă fata, ok, și ce ai făcut până la vârsta asta? E, că mai posta și eu videoclipuri pe internet și <19> și, <19> și, uh, și chiar la un moment dat am vrut să mă las de, de, de tătul lui, de postat videoclipuri, de făcut social media, că am zis, bă, hai să mă apuc de ceva serios așa. Uh, dar după aia am analizat că, bă, asta e chemarea mea, asta e ceea ce fac. Uh, părinții au realizat și chestia asta, uh, lucrul ăsta și uh, au început să mă susțină și mă susțin și acum... Uh, le mulțumesc, îi mulțumesc Domnului pentru ei, pentru toată, toată susținerea lor. Prietenii mei apropiați și sora și chiar sunt foarte mulțumitor pentru ei, pentru toți. Dar, din nou, revenim la părinți. Aveți încercat să-i înțelegeți mai mult, să-i susțineți în ceea ce aleg ei să facă, pentru că ei știu cu adevărat, ok, ce îmi place să fac cu adevărat asta, -i. nu nu mă obliga, obliga pe mine să mă duc la medicină, să-mi pierd atâția ani din viață și după aia eu, eu nu, nu vreau să fiu medic, de fapt. Eu nu vreau să uh, fac asta și toată viața o să o fac cu... Uh, așa, nu, nu o să fac din plăcere, o să fac că, bă, no, trebuie să fac. Uh, dar... Asta, fiți răbdători cu ei. Da, până la urmă <laughs> să... să vă cunoașteți copii și să aveți răbdare, da, să știți exact. să Uite și asta, să fiți care că, ia, Fiți acolo Normal. pentru ei, când au nevoie de un sfat, de ceva cu care să vorbească, dacă s-a întâmplat ceva sau așa, nu săriți cu nu iau pe ei sau cu judecat, încercați să înțelegeți și să povestiți lucrurile, să vedeți, ajungeți la un numitor comun, ajungeți la o concluzie, la ceva. Și poate aș mai zice, dacă cumva copiii voștri au 10, 11, 12, 14 ani, să nu subestimați capacitatea lor de îndrăgostire sau. <laughs> da, exact. O uh, aș kids. S-ar <laughs> putea să știe mai mult decât da, credeți da, voi că știu. Întrebați-i mai așa, mai în glumă, mai în serios, ok, dați-i -ți place de cineva sau. Uh, da, care -i, care -i să, să pui sămânța care fi... trebă, dacă da, vrei exact, să crească. Exact. exact. Aveți conversații cu ei pe tema asta? Că nici eu nu știu prea vreme să abordez subiectul ăsta. E acolo, mai ales acolo la vârsta aia, e numai bine. Și credeți-mă, școala nu e numai despre teme și lecții. Da, da, da. da, da. E și despre multe altele și în mod special... Pe care mai mult le înveți acasă decât la școală. Da, mulțumesc, Paul, pentru că ai fost cu noi aici, am povestit. Cu mare drag, mulțumesc mult că m-ați invitat. M-am bucur, bucurat să fiu împreună cu voi să putem vorbi despre subiectul ăsta atât de actual. Eu va fi mereu actual. <laughs> da, Dragilor, mulțumim că ați stat cu noi până la final. Vă invităm să dați un share, like, subscribe, subscribe așa, exact, Paul. Exact, exact. <laughs> Avem și alte podcasturi fine aici care ne ajută în viață și cred că sunt folositoare pentru viața fiecăruia dintre noi. Așa că, până data viitoare, la un nou podcast, să aveți. Relații fericite? Cum să le vrem? Nu? Adică cei care aveți Atenție cei Ce? care nu Să aveți da. Da, Grijă la relații Din regie Elias ne zice Atenție la relații, domnul cu voi Data viitoare, ne vedem data viitoare